momentul să mărim gașca noastră de fete frumoase cu încă două, una mai mare și una mai mică. Misty și Aria sunt alături mulțumim, de noi astăzi. Mulțumim din suflet, ne bucurăm foarte mult. Bine ați venit. Bine aici la voi. Bună, Aria. Ne bucurăm tare că ați venit. Ce faci? Aria are treabă. Da. Asta care treabă, nu vezi? De concert. Da. Misty, tu cânti, pe tine te știe lumea. Aria este fiica ta care e și pasionată de muzică. Văd că e acolo la pian. Da, e pasionată de foarte mică. Chiar îmi amintesc că nu știa să vorbească, dar fredona Purple Rain prin casă. Atât de des se ascultă Purple Rain. Vă auzea și pe voi cântând, presupun. Da, și tati lucrează de acasă, are studioul acasă și atunci la noi constant se aude muzică tare în casă și dă buzna peste el acolo. Trezonează și melodii de la Cheo, de la tăticul ei? Da, da, da. Mă pune să-i pun videoclipuri, știe piese, fredonează. Îi place foarte mult piesa aceea de Crăciun, cel mai frumos cadou. Și are o piesă Crăciuniță, Crăciuniță se numește. Este dedicată chiar ei și apare și în clip. Dar preferatul ei e Michael Jackson. Ah, oh, ce drăguț! Oh. Foarte drăguț! Are gusturi bune, Aria. Preferatul lui tati este Prince. Oh. Și cum se înțeleg? Cum se înțeleg? Se înțeleg, el tot insistă. Să faci bine, îi place. Și preferatul tău? Îmi plac amândoi. Trebuie să zici Cheo. Bineînțeles, da, Cheo, absolut. Asta era răspunsul. Îmi plac amândoi și mie, îți dai seama. Și cumva Cheo îl place atât de mult pe Prince și la Cheo, cum să zic? Este motivul pentru care el s-a apucat de muzică, cumva l-iei la pachet cu Prince, adică când zici Cheo, zici și Prince și n-ai cum. Și adevărul e că Prince it's a god, adică e un zeu și deci nu putem să vorbim despre el la trecut. Și la așa fel e. Și Michael. Eu exact. Vreau și la să fel știu. Și Michael, da. Exact. Și îmi plăcea, mie îmi plăcea Britney Spears acum, na. Da. Acum, cred că toată lumea a trecut prin perioada Britney Spears. Da. Eu, la mine, de exemplu, a fost foarte bruscă trecerea de la Marilyn Manson la Britney Spears sau invers, da. Cred că invers, nu știu ce să zic, dar e bine că Aria, uite, are în casă din casă un start foarte bun în ceea ce privește cultura muzicală. Da, care să-și ia singură niște repere și să aleagă ce-i place. Dar vreau să știu cum ești tu, ce mai faci, pentru că nu te-am văzut de foarte mult timp, ai absentat așa de pe micile ecrane. Da, într-adevăr, eu am rămas când am rămas însărcinată, cam prin luna a șaptea a fost, nu știu, ultimul concert la care am asistat. Pe urmă m-am ocupat în totalitate de cea mică și inițial erau 2 ani, cei 2 ani, dar s-a prelungit cu pandemia globală, cu... Și acum gata, ai revenit în forță cu o piesă nouă. Încă n-am revenit. Acum a fost așa mai mult de drag, de plăcere, de dor să mai ieșim un pic din rutina noastră. Ari îi place foarte mult, e încântată. Nu vă spun cât plânge când pleacă tati la emisiune și noi cu el. Eu pot să o iau cu mine pentru că am și proiectul ăsta cu piesa aceasta care este dedicată ei și cum se numește piesa? Se numește Înainte de tine. Este o piesă compusă de Cheo și este dedicată Ariei în primul rând. Este o piesă pentru toți îndrăgostiți, că e o piesă de dragoste la urma urmei, dar el a compus-o cu gândul la copilul nostru și vorbește așa despre o dragoste a unei mame față de copilul ei și cum ea nu-și mai amintește cum era viața înainte de copil. Ce activități ați întreprins în toată această perioadă în care ne-am petrecut mai mult timp acasă decât pe afară sau în vacanțe? Eu vorbesc înainte de vară. Uh-huh. Se pare că vom sta mult în casă și în această iarnă. Da. Ești pregătită de să găsești tot felul de activități noi pe care să le faci cu cea mică? Cred că suntem cu toții cumva pregătiți și antrenați pentru că a fost o perioadă de lockdown destul de lungă. Suntem norocoși că avem studioul acasă și atunci ne umplem foarte mult timp făcând diferite piese. M-am primit și pe mine la voi acasă la studio, că deja mi se pare că ne înțelegem foarte bine. Aveți pe de bună? Am avea, da. Un alt aspect de discutat. N-am putut să accept o bonă. De ce? De ce? În ce motive? Mi-a fost foarte greu, am fost foarte posesivă. Da? Și copilul meu a fost într-un fel...
foarte dependent. Până la un an și ceva, eu nu puteam să mă ridic în picioare de pe canapea, pentru că se panica și avea senzația că îl abandonez și că nu aveam voie să părăsesc efectiv camera. Dar să știi că Gabriela se descurcă foarte bine, uite, se înțeleg. Da, acum am relaxat, acum sunt relaxată, ea e mai măricică, s-au schimbat lucrurile. Da, dar pe mine m-ai acceptat ca bun, așa? Da, pentru o sumă modică. Modică. Bine, trebuie să treci un test psihologic. Da, pentru că Misty a terminat psihologia, așa că așteaptă-te să fii pusă în fața unui chestionar înainte să te apuci de treabă. Nu-ți fie teamă, încredere. Ai de gând să urmezi cariera asta sau vrei să le faci pe ambele în paralel? Îmi doresc să urmez această carieră. Acum, cu muzica e din ce în ce mai greu, după cum bine știm cu toții, vremurile se schimbă, vin tot felul de pandemii, sunt din ce în ce mai mulți artiști, din ce în ce mai puține evenimente. Exact, asta ai speriat-o. E un domeniu... De la muzică la psihologie. E un domeniu destul de incert și atunci majoritatea artiștilor încearcă să-și găsească și pe lângă alte activități în care să funcționeze. Cumva de mic am avut așa o chemare și o curiozitate. Mereu mă trezeam a fi psihologul prietenelor. La vremea respectivă tot ce făceam era știi din pură... Știi că și eu am nevoie. Tot ești de aici. Eu sunt convinsă că fiecare ai câștigat? Nevoie. Voiam să te întreb ce specializare... Că nu mă descurc Mă voi specializa pe terapii de familie. Terapii eu zic să vă deschideți un cabinet împreună, că împreună. Și Julia a terminat. Și eu am terminat același lucru, deci e ok, putem să ne apucăm. Eu am început deja să îmi rezolv problemele cu nervii. Se vede. Ce vrei să zici? V-ați vreun apropo? Că nu-mi dau seama. Nu, da, a fost foarte drăguță Aria, că avea aici inorogul și a văzut că eu cam stau degeaba și mi-a adus este și un unicorn. Inorog era pe vremea ta. Acum se numește unicorn. Să începe să joacă, să ne jucăm împreună. Da? Da. Da. Și eu am pereții tapetați cu așa ceva. Mai am și eu puțin și asta voi face. Voiam să spun că... Am rămas însărcinată în primul an de facultate. Și mi-am dat seama cât de tare mă pasionează psihologia copilului. Apoi, trecând prin materie și descoperind, mi-am găsit pur și simplu eu răspunsuri la anumite, nu știu, întrebări, experiențe pe care le-am trăit și de neînțeles la momentul acela pentru mine. De-a lungul vieții mele am avut norocul, ca să zic așa, în ghilimele, să întâlnesc anumite persoane care au niște tulburări de personalitate și care și anume, care sunt tulburările astea? Hai că până ne povestești mine... eu pregătesc jocul. Așa. Care cu pe mine m-au marcat și au avut un impact destul de puternic asupra mea, după cum știam la vremea respectivă. Nu știam despre ce vorba și ce se întâmplă. Dar poți să ne dai un exemplu cum vrei cu asta? Da, tulburările de personalitate sunt destul de des întâlnite. Sunt 10 tipuri de personalitate grupate în 3 categorii. Eu am avut de-a face cu, nu știu, tulburarea de personalitate, de exemplu, narcisică, care este în domeniul nostru destul de des întâlnită și rar recunoscută. Exact. Și n-am știut ce se întâmplă atunci. N-am știut că sunt, de fapt, victima unui om care nici măcar nu-și conștientizează problema. El nu știe că te abuzează emoțional sau că îți face niște răni psihice. Și poți rămâne marcat și, nu știu, de la scăderea încrederii în sine până la anxietate foarte mare. Și să nu intrăm în treaba ta peste toate astea, pentru că sunt convinsă că foarte multe femei ajung în... Nu ești. De asta ai da, să... Eu profit că am psihologul aici în platou și pun problemă. Întrebările care mă interesează. Mi s-a părut important ca eu să știu să înțeleg mai bine, să recunosc eventual și să identific aceste tulburări de personalitate, pentru că ele sunt dăunătoare nu doar omului care suferă de această tulburare, ci și oamenilor din jurul său, care ajung să fie efectiv victime ale acestuia. Atunci când identifici această tulburare în rândul apropiaților, ai putea să o semnalizezi cumva și să-l ajuți, pentru că cei care au aceste tulburări de personalitate, nici
niciodată nu-și conștientizează problema și cu atât mai puțin nu vor solicita niciodată ajutor. Ajutor. Și atunci exact. Tu poate reușești cumva să-l faci aware de faptul că poate he would need some help. Și dacă cumva întâlnești persoane cu tulbură de personalitate în, nu știu, printre colaboratorii tăi, printre cunoștințele tale, sfatul meu și părerea mea este că e bine să elimini total și definitiv din viața ta, fără pic de regret. Cât de mult te ajută Cheo și cât, vreau să știu cât te scutece a schimbat. Nu știu să spun că nu există un număr. Scutece, nu am eu un număr, listă. Însă pot să spun că la început, când eram însărcinată și făcea probleme și îmi spunea: te rog, sunt bărbat, să nu mă pui, că nu știu, mi-e teamă, nu mă descurc, și nu l-am pus. Adică oricum am fost atât de posesivă că nimeni nu făcea mai bine ca mine și trebuia să fac eu totul. Dar se întâmplă momente în care, nu știu, sunt la baie și mă strigă și zic: bine, vin într-un minut. Și când mă duc peste un minut, m-am descurcat. Adică n-a lăsat-o așa. Deci s-a descurcat. Sau pe urmă crește puțin copilul și s-a trezit a fi pus în situații: nu vreau cu mami, vreau cu tati. Dar chiar așa, are preferințe? Nu. Poate pe mine, că majoritatea timpului îl petrece cu mine și dormim amândouă, dar îl iubește foarte mult pe tati și a început acum, de la vârsta asta, să fie domnișoară, îndrăgostit, așa, e iubit. Doamne, înțelegi ce te așteaptă. Da, observ. Sunt curioasă dacă va mai fi la fel de posesivă și când Aria o să fie acum adolescentă. Acum îmi dau seama, ne punem pe canapea unul lângă celălalt și vine, instant vine: unde stă Aria, aici, loc? Exact. Mi se pare normal. Ne separă. Și am înțeles că tati vorbește cu ea în limba franceză. Da, așa este. Dar primele ei cuvinte au fost în ce limbă? În limba engleză. Perfect. Și acum în ce limbă vorbiți acasă? Acum vorbim, eu vorbesc în limba română, dar am grijă întotdeauna să spun aceeași frază și în limba engleză, să mă asigur că m-a înțeles și că le aud de pe amândouă, în ambele limbi. Iar tati vorbește în limba franceză. Ne-am dorit foarte mult ca să fie un copil bilingv și datorită faptului că părinții lui sunt stabiliți la Geneva, el l-a copilărit acolo, are o legătură strânsă. Credeți că cu o să... Sperăm, ne-am dorit. Dacă și ea își va dori să studieze acolo, cea de-a doua perechi de nași este acolo stabilit, adică ar avea această șansă. Noi o să o încurajăm spre lucrul acesta. Și se știe că copiii învață mult mai ușor o limbă străină când sunt luați de mici. Așa este. Pentru că o învață intuitiv ca și pe limba maternă. Exact. Misty, o să te rugăm să rămâi alături de noi pentru că vrem să ascultăm piesa nouă, dar noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Pause. Și revenim la Hai cu fetele.